Atacuri în valuri la adresa lui Iohannis. Președintele, criticat dur de fii PSD, după ce i-a cerut demisia lui Dencil, nu ne întoarcem în epoca Băsescu. Decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dencil a fost aspru criticat de liderii coaliei. Eugen Nicolicea îi transmite președintelui ce cererea nu va avea niciun efect. Această cerere nu va fi urmat de nimic. Ce se va întâmpla dacă astăzi doamna Dencil ar cere președintelui demisia? Celor care habar n-au ce dacă se cere demisia cuiva, ea nu trebuie să fie depus, la ea vaine. E clar cere la ea este proast, dar nu ne întoarcem în epoca lui Traian Băsescu, pentru ce Traian Băsescu nu face asemenea gafe. Nu are nicio atribuie să ceară demisii, scrie în Constituie, a declarat Eugen Nicolicea, la Antena 3.